Salut, tarul meu, sunt George și astăzi vom face o stimulare de carieră a unui jucător de la Politehnica de Iași. Da, acel jucător este Francis Cristea, jucător cu potențial. Număr 10 la echipă. Suntem în Liga a doua. Încât puteți vedea. Și dacă echipa am zis curcă bine până în iarnă, ne vom transfera. Avem acum un turneu de pregătire cu Lazio și avem un turneu de pregătire cu Lazio pe care nici nu putem să îi batem. Deci cum am dat eu contractul la jucători. Juventus. Deci, o simula până în iarnă. Să vedem cum se va descurca echipa. Și mai important, cum se va descurca Francis Cristea. Jumătatea sezonului, chiar am trecut un pic de jumătatea lui și echipa nu se descurcă deloc bine. Suntem pe locul 21, suntem la un punct distanță de locurile de retrogradare. Măcar să vedem ce a făcut Cristea. Uită la goluri și Francis Cristea în 30 de partide, un gol și 3 asisturi. Un sezon foarte prost. Și hai să-l punem pe Cristea pe lista de transferuri. A ajuns la 67 OVR. Și sperăm că după acest meci ne va veni o ofertă. Între timp a făcut egal cu Dunărea Călăraș. Și nu vine nicio ofertă. Luăm bătaie de la Pandurii Târgu Jiu. Nu vine nicio ofertă. Dar vreau ofertă de Cristea. Mă luăm bătaie de Hermannstadt. Și nu primim nicio ofertă. Și vom continua cu Iași. Cred că se încheie perioada de transferuri după următorul meci. Deci da, haide să vedem dacă se încheie perioada de transferuri. O bătaie 4-0. Ofertă pe Cristea de la Ungea sub Lobozia. Nu, tot Liga a doua. Speram la ceva de Liga a întâi măcar. Dăm și în lombătaj la Știința Miroslava în cupă. Și s-a încheiat perioada transfer. Deci vom reveni când terminăm sezonul. We'll be right back.
Și s-a terminat sezonul, un sezon foarte prost, doar ce am retrogradat și am fost la egalitate de puncte cu Dacia Unirea Brăila, care a terminat pe 21. Performanțele echipei, să revedem. Camara în 39 de meciuri, 7 goluri, ce a făcut Francis Cristea. Nici nu văd. 43 de apariții, un gol, 4 asisturi. Un sezon foarte prost pentru Cristea. Și acum să le ducem înapoi la Iași. Să-l punem pe fixa de transferuri. Francis Cristea, 69 VR. Avem pregătire cu Leverkusen. Sperăm că primim o ofertă. Nu vine ofertă. Nici de data asta. Dacă nu vine nicio ofertă, voi căuta eu o echipă nu foarte mare. Și vine ofertă pe Francis Cristea. Rapid București îl vrea pe Francis Cristea. Acceptăm. Nu mai stăm pe gânduri. Și să mergem la Rapid București. Mergem în Giulești. Poate aici vom avea un sezon mai bun. O să dăm contract. Car 2 ani. Albu rămâne. Este un jucător important, Albu. Listei. Dar voi da contract la majoritatea jucătorilor. Revin după ce dau contracte la jucători. Am terminat de dat contracte la jucători și vrea să joc cu Rajli în loc de Listei. Uitați așa. Listei pe bancă, joacă Rajli. Antonio Sefer în loc de... Nu, o să-mi pe Carnat acolo. Sefer pe bancă în loc de Alami. Și cam asta este echipa. Și voi reveni după ce ajungem la mijlocul sezonului. La mijlocul campionatului. Nici aici nu ducem bine. Abia locul 17 pentru Giureștieni. La un punct distanță de Dinamo București, care e pe locul 18. FCSB pe primul loc, urmată de CFR și Craiova. Să vedem performanțele echipei. La goluri, Carnat a rupt. Încă Francis Cristea a dat și el 2 goluri, 2 asisturi. Din nou un sezon foarte, foarte prost. 71 VR pentru Cristea. Nu știu, îl pun pe lista transferuri. Nu, vom continua așa până la sfârșitul sezonului. Și după vom pune pe lista transferuri. Revin când am terminat.
am ajuns la sfârșitul sezonului. Echipa n-a dus-o deloc bine. Locul 17. ...41 de puncte, Craiova 37. Pot la egalitate de puncte cu Voluntari. Am avut o perioadă când am fost pe locul 12, dar am retrogradat și m-am scăzut. Să vedem ce a făcut Francesc Cristea. 3 goluri și 5 asisturi. Mai bine s-a descurcat Carnat. 17 goluri, 5 asisturi. Și vom cere să fim transferați de la echipă în contract. Se punem pe Cristea Perisa transferuri. Și primim ofertă pe Cristea, n-aș vrea să mă duc la Club America, să fim serioși acum. Aștept o ofertă mai bună, nu facea la Club America. Primesc oferte doar pe alți jucători, nu pe Cristea. Am o ofertă pe Cristea. Tu primești ofertă, Cristea? De la FC Köln. Accept. Mergem în Germania. Mergem în Germania. Bundesliga. FC Köln. Să sperăm că aici ne vom descurca mai bine. Și avem aici pe Francesc Cristea. Joacă acolo. Wow. Duda 87. Ce jucător avem. Avem un jucător cu un OVR foarte, foarte ridicat. Vom juca și cu Timo Horn. Și revenim la mijlocul sezonului. Vedem cum se descurcă Cristea. Avem un atac acum bunicel. Dar cum este sistemul de simulare acestui joc, mă tem că vom retrograda. Deci revenim la mijlocul sezonului. Și am ajuns la mijlocul sezonului. Nici de data asta nu a ieșit prea bine. Locul 18. Deci ultimul loc. Pe primul loc este Bayern. Vedem performanțele echipei. La goluri, Cristea un gol și 3 asisturi. Vom rămâne până la finalul sezonului și cred că voi mai face un singur sezon cu tocul ăsta care îl temi la Köln. Și cam asta a fost și cu această simulare de carieră. Revin când termin. Și am ajuns la sfârșitul sezonului, în care iarăși am retrogradat. Ce să vedeți?
prea greu să scap de locurile de retrogradare. Să vedem ce a făcut Cristea. La goluri, 2 goluri, 5 asisturi. Și vă zic, eu a ajuns la 75 overe. Să vedem la ce echipă ne va da. La Ludogoreț. Mă merge din nou la Köln. Îl punem pe Cristea pe lista de transferuri. Dar înainte de asta, îi vom mai face niște antrenamente. Dacă reușim. Mai dăm și antrenamentul acesta. Poate reușești. Nu, lăsăm atât. Sau poate mai crescendăm și pe asta. Încă 2 antrenamente mai facem. Lui Cristea. Dăm un alu ofensiv. 76 overe. Și vom da acum la toate atributele. Cam asta a fost. Și vom pune piesa de transferuri pe Cristea. A ajuns la 10 milioane cota de transferuri. Nu vreau ofertă pe Duda, nu mă interesează. Da, simt la acest meci cu Nice, care luăm bătaie. Am, dar nu vin nicio ofertă. Nicio ofertă. Batem Parisul. Și sezonul trecut am retrogradat. Bă, dar nicio ofertă. Voi vedeți la ce echipă prin noi ofertă. Prin ofertă de la River Plate. Hai că mergem la River Plate. Și vom mai face un sezon afară de asta. Parcă la River Plate va merge un pic mai bine. Să vedem aici ce echipă avem. O echipă bunicică. Chris este deja în primul 11. Armani în loc de German Lux. Și asta este echipa. Voi reveni la mijlocul sezonului. Am ajuns la mijlocul sezonului. Din nou un sezon foarte prost. Locul 18, ultimul loc. Se descurcă mai bine stranierii români decât noi. Club America, echipa la care n-am vrut să mă duc, e pe primul loc. Așa, vedem performanțele echipei. Cristea 2 goluri și un assist. Of. N-a ieșit chiar așa de bine acest experiment, să zic așa. Nu mă transfer, mai rămân aici, termin sezonul și pe urmă ultimul sezon. Vedem la ce echipă ne va transfera. Opa! Primit ofertă la Sampdoria. 24 de milioane de dolari. Bă, și eu mă duc la Sampdoria. Acceptăm. Nu l-am pus pe lista de transferuri, dar a primit o ofertă. Și de ce nu? În Italia, în Serie A, Sampdoria, aici.
Și să vedem pe ce loc se află Sampdoria, locul 16. Ala e abia început campionatul. Ciudat. Vai. Câte cartonaje roșii au cei de la Sampdoria? Așa vom avansa. Primul fet la Boca Juniors. Mai deci o dată. Mai avansăm. După meciul cu Bayern ar trebui să se șteargă cartonașele roșii de la jucătorii mei. Așa a și fost. Vom vedea cine vom juca noi în atac. La mijloc va juca așa, Candreva, Cristea, Vere și Ekdal, cred. În atac suntem aici pe Muru. Mă scoate pe Alex Ferrari. Să vedem pe cine băgăm noi acolo, băgăm pe Rincon. Dar urcăm noi pe Cristea. Revin la mijlocul sezonului. Am ajuns la mijlocul sezonului. Un sezon din nou foarte prost. Locul 19. Pe ultimul loc vedem ce a făcut Cristea. Două goluri, două asisturi. Vom cere transferuri. Transferul. Să vedem dacă vom primi ofertă. Oh, nu mă gândeam chiar așa greu. Și filmez de aproape o oră jumate. Nu vine, bă, nicio ofertă. Ofertă pe Cristea. Ah, nu. Am crezut că scria ofertă. Deci vom căuta noi o echipă la care să ne transferăm. Mergem în Premier League la Arsenal. Arsenal. Oare? Nu, mergem la Tottenham. Mergem la Tottenham. Să vedem ce reușim aici. Facem primul 11. Am uitat să-l cumpăr pe Cristea. Francis Cristea. Semnăm cu el. Revin la sfârșitul sezonului.
ajuns la sfârșitul sezonului. Un sezon mai bun. Bine, jumătate de sezon. Locul 6 pentru Tottenham. Să vedem ce a făcut Cristea. În 11 meciuri, un gol, 2 asisturi. N-a fost așa wow această simulare de carieră. Și să spuneți acolo în comentarii cu ce jucător ați vrea să mai fac. Cu voi a fost George, data viitoare. Bye!